Ce-i viața aceasta? Părere? Mister? Un joc de contraste? Un petic de cer? Un vis ce sfârșește când e mai frumos? Sau e o trecere goană spre locul de jos? Viața e ca bobul de rouă, ce-n zori, se așează sfiernic pe ierburi și flori. Dar când prima rază de sus l-a privit, zâmbește o clipă și pleacă grăbit. Viața-i ca fulgul, steluță de nea, venit de departe cu gândul să stea. Dar când prima palmă caldă cu grijă l-a prins, suspină în tăcere și plânge în gând. Sau poate-i scânteia ce zboară în van, desprinsă din fierul lovit de ciocan. Sau strupul de ploaie, sau lujerul frânt, sau frunza desprinsă, purtată de vânt. Viața-i nimic și, din toate puțin, un vas poate gol sau adesea prea plin, dar trece într-o clipă de parcă n-a fost. Și atunci, oare viața mai are vreun rost? Scriptura ne arată în filele ei că toate o țintă, un singur temei. Și firul de iarbă, și brazii cărunți, și gâza ce zboară, și falnicii munți, și viața, mai mult decât tot ce s-a spus, căci viața aceasta e darul de sus. E rampa lansării spre locuri de vis sau trapa căderii în chin, în abis. Deci, azi, te gândește că viața ce-o ai te poate conduce spre iad sau spre rai. Te vrei să trăiești într-un loc glorios, e o singură cale, credința în Hristos. Amin.